Bună seara, bine ați venit la concertul nostru de Crăciun. Mi-am dorit să fie un concert mai ca în familie. Știți, fără prea mare ștaip, emoții. De aceea aș vrea să fiu o atmosferă cât mai degajată, să vă simțiți bine și să ne bucurăm că marea sărbătoare a Crăciunului se apropie. Primul moment muzical pe care l-am pregătit va fi asigurat de corul Bisericii Romano-Catolice în Lumâna, Biserica Sfânta, Preasfânta Inima lui Iisus, și corul poartă același nume, corul Preasfânta Inima lui Iisus. El ne va interpreta primele două piese, Cât de mărit e Domnul și Ave Maria. Acum o să invit corul, vă rog să-l primiți în aplauzele dumneavoastră. Bun, ați arătat frumos, domnul Ioan,
Următorul nostru interpret se numește Rares Ivan. Și vă va prezenta piesele My Way și White Christmas. Dar înainte o să-l rog să se prezinte un pic. Ce se întâmplă cu el, ce vârstă are sau pe unde studiază? Bună! Așa cum a spus și domn profesor, eu sunt Rares Ivan. Studiez psihologie la noi aici în Brașov, ei. Entuziasm nu văd pe voi. Nu credeți că e o profesie de viitor sau ce? Este! Chiar este! Am vârsta de 19 ani, lucrez cu domnul Lorand de când aveam aproape 7 ani. Wow! Ce vremuri! Și cam atâta despre mine. Nu sunt aici să vă vorbesc, sunt aici să vă cânt. Bun, atunci să-l ascultăm interpretând piesa My Way. Yay! Near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I have to do, and so it true, without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I loved and cried, I had my fill, my share of losing. Now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man, what he has got, if not himself, then he has enough to say the things he truly feels, and not the words
of one who kneels. The record show I took the blows and did it my way. To say the things he truly feels, not the words of one who kneels. The record show I took the blows. I did it. That was my way. What's your way? Mulțumesc. Următoarea noastră interpretă se numește Beatrix Pârvan. Mai ai vreun nume în afară de Beatrix Pârvan? Alexandra și Sechei. Perfect. Și am să o rog să se prezinte. În primul rând, bună seara. Numele meu, cum a mai fost spus, este Pârvan Sechei Beatrix Alexandra. Am 15 ani. Sunt elevă în clasa 10-a la Colegiul Național Economic Andrei Bârseanu. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să mi le adresați. De când fac muzică, e o poveste interesantă cu de când fac eu muzică. Eram mică, câți ani aveam? Vreo 2 sau 3 ani aveam. Și m-a dus mama
în Piața Sfatului la spectacol la corul Unison și am tras-o de paltonaș ca orice copil mic și am zis, mami, mami, vreau și eu. Și de la 3 ani m-am îndrăgostit de muzică și a rămas în sufletul meu. Pasiunea cea mai mare, muzica. Mulțumesc! Să o ascultăm interpretând prima piesă, Leise rieselt der Schnee. Ok. Și acum piesa Once Upon a December in Brașov. In Brașov, in Brașov. Dancing bears, painted wings, things I me safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. Oh, 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 oh. Horses prance through a silver storm. Figures dancing gracefully across my memory. Far away, long ago, love and dreams and memory. Things my heart
mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă spun că a făcut mult mai mult decât am lucrat noi la ore. Bravo, bravo, Beatrice! Mulțumesc, o mare surpriză! Bravo! Iar acum, astăzi la ora, pe la 3, nu? Nu, mai devreme, pe la 12 dimineața, ți-mi minte. Așa, exact, pe la 12 ora. Și ceva m-a sunat și m-a rugat, domn profesor, știți că mie îmi place și teatru, sunt foarte pasionată de teatru. V-aș ruga foarte mult, pot să spun și o poezie scurtă, nu durează mult. Te rog. Nu este neapărat poezie, dar... Bun, să fie surpriză atunci. O surpriză, așa, un cadouaș în plus față de ce am pregătit. Așadar, abies alba pertinanta coniferius. În traducere liberă, obrat frumos. În traducere îl găsim, în piață mai greu. Dacă n-avem o rudă în piață, cumpărăm o rudă a bradului, moliftul. Acesta se cumpără la coadă și se scutură în tramvai. Cu ce-am rămas, mergem acasă și cântăm cu toții. O, molift frumos, o, molift frumos! Dacă nu apucați nici moliftul, poate fi... cumpărați un brad de plastic care poate fi folosit atât ca gladiolă cât și ca pom de armă, întrucât nu seamănă nici cu una, nici cu alta. Acasă, bradul se așează pe o măsuță. Dacă este prea înalt în sus, aranjăm cu vecinul să primească vârful prin tavan. Dacă este prea înalt în jos, aranjăm cu măsuța și tăiem picioarele. Apoi luăm măsuța și o punem în dormitor, de unde scoatem șifonierul pe care îl punem în sufragerie. Da, dar unde punem masa? În baie. Da, dar în baie este baia. Și atunci unde punem baia? A, în vestibul, în locul frigiderului pe care îl vom pune în șifonier. În acest mod simplu, pomul ajunge lângă fereastră. Aici avem avantajul că odată cu pomul putem aprinde și perdeaua. Dacă nu dorim să aprindem nici pomul, nici perdeaua, folosim cu încredere tradiționalele artificii care nu se aprind nici pe aragaz. Cel mai indicat este însă să împodobim pomul de iarnă cu un set de lumânări electrice. Aceste lumânări puse în priză luminează feeric. Ați urmărit rubrica Cum să ne împodobim și cum să ne despodobim locuința. Mulțumesc! Bravo. Următoarea noastră interpretă se numește Timea Copandi și este proaspăt sosită din Anglia, sau cum se zice, din Canterbury. Canterbury. Are un accent splendid englezesc, ea era foarte pasionată de engleză, oricum și este pasionată, dar de când e în Anglia la studii de aproape un an și... De un an și jumătate, aproape. De un an și jumătate? Da. Vă invit să o ascultați. Dacă vrei să ne spui câteva cuvinte, Timea, ești mulțumită în Anglia, îți place acolo? Da, da, foarte mult. Păi, da, așa este. Sunt studentă la Universitatea din Kent, studiez literatură engleză, americană și scris creativ și trebuie să menționez, pentru că face parte din majoritatea vieții mele studențești, sunt și editor la ziarul universității, numit Inquirer, sunt editor de arte și cultură și anul acesta am fost desemnați al doilea cel mai bun ziar studențesc din Anglia, după Oxford. Mulțumesc! Ei, și acum să ne cânte în stil Canterbury's. Let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is just so delightful. And since we've no place to go, let it snow. Let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, but I brought me some corn for popping. The lights are turning way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how are we going out in the storm? But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying.
'cause you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Bravo! Ei, și acum o invit pe tânăra noastră concurentă, era să zic, interpretă Maya Garștea Vengorț. Maya ne va interpreta colindul O ce veste minunată. Maya, să mă lași să-ți las pupitru un pic mai în jos ca să te vadă publicul mai bine și să iasă pe filmare să te vezi mai bine, așa, da? Apropo, spune-ne două cuvinte despre tine, am uitat să... Am uitat să-mi zici numele Tatiana. Bun. Ah. Și Tatiana. Nu uita. Și întotdeauna am uitat să-i spun numele Tatiana. Adică să așa, am zis Maya Garștea Vengorț, dar Tatiana, scuze-mă Tatiana. Sunt studentă la Canto de... Pune microfonul mai aproape, te rog. De un an și jumate, așa, două mai imediat. Mai mult. Și sunt în clasa 5-a. Da. La liceul Andrei Mureșanu. Da. Și o dorință de-a mea de Crăciun ar fi să ningă. O să ningă, am înțeles? Da, o să ningă. O să ningă. Maya, scuze-mă, vreau să fac un lucru, vreau să fac ceva, vreau să iau pupitrul ăsta un pic ca să vadă rochia asta frumoasă, că e păcat de ea, așa, mai cucerit cu culoarea asta și strălucirea asta. Vreau să vă spun, rochița este făcută de mămicuța ei, care este scenografa operei Brașov, Rodica Garște. Te descurci, mai aveți acolo? Da. Ok, bravo, să începem. O ce veste minunată. Tatiana. Să
următoarea interpretă este Andra Bordei și ne va interpreta o piesă foarte frumoasă intitulată O Holy Night. Dar aș vrea să-mi spui câteva cuvinte despre tine, Andra. Ce-ți place, ce pasiune ai, ce ai vrea să-ți aducă Moș Crăciun? Ce crezi tu că e mai interesant așa? Păi, mă numesc Bordei Andra Elena, am 13 ani, învăț la școala gimnazială numărul 6 și mie îmi place foarte mult muzica. Veți auzi și veți vedea, sunt convins. Cântăm? O Holy Night, Andra Elena Bordei. Vreau să vă spun că pentru Andra este pentru prima oară când apare în public așa, într-un număr mai important și cântă solo. Deci este, n-a mai cântat. La ce vârstă ai cântat ultima oară? La cât? La 9 ani.
la 9 ani. Și avea foarte mari emoții. Bravo, Andra, foarte bine. Pentru prima oară e super.
corul Preasfânta Inima lui Iisus, corul bisericii de aici din curte de la noi. Aș vrea să vă prezint soliștii noștri dragi. Mircea, te rog, vino să te aplaude publicul. Când l-am văzut astăzi, când am aranjat sala, când l-am văzut atât de frumos îmbrăcat astăzi, mi-a fost într-un fel așa jenă, zic, Doamne, Tu trebuia să dirijezi corul astăzi. Uite ce frumos îmbrăcat ești și zic, eu nu mi-am permis să vin decât la cravată. În fine, bravo Mircea, bravo, bravo. Proaspăt întors din Italia, repatriat. Celălalt solist se numește domnul Alexandru, care m-a ajutat astăzi foarte mult cu toate instrumentele pe care le vedeți aici. Dumnealui m-a ajutat să le aducem la biserică și mi-a promis că mă ajută și să le duc acasă. Mulțumesc din tot sufletul! Celălalt solist este domnul Ion. Vă rog, poftiți în față domnul Ion. Printre doamne aici v-au făcut loc. Domnul Ion, arătați domnul Ion, nu plecați domnul Ion, vă rog foarte. Domnul Ion are două fete foarte talentate, ambele soliste de operă, una dintre ele cântă la opera din București, a cântat pe la sala radio, la Ateneu, Antonella Bârnat, nu? Și cealaltă fetiță, cum o cheamă? Fetiță, în fine. Liliana Bârnat, în Irlanda. Care este în Irlanda acum, din păcate. Na. Din păcate pentru noi, din fericire pentru ea, poate. Celălalt solist, rog, poftește în față, Laurențiu. Este foarte inimos și vă spun, are un suflet extraordinar de sensibil. Când este 8 martie, Crăciun, ziua cuiva, el e primul care ține minte și întotdeauna îl vezi ori cu mărțișoare, ori cu flori pentru doamne, ori cu bombonele, ori cu ciocolată și foarte săritor. Și foarte talentat. Și Rareș m-a rugat, domn profesor, dacă aș putea astăzi să cânt așezat pe scaun, are o piesă așa care i-ar ieși mai, ar fi mai interesant dacă ar cânta pe scaun așezat. Vrei? Cum dorești tu? Te rog, ia microfonul. Să-mi iau scaunul? No, s-a votat. Ia scaunul. Da. La votul deci, public. Vrea să stea pe scaun. Acum mă simt ca voi, ce fain e. Ei, când mi-a cântat mie piesa asta acasă, tot așa stând pe scaun, o să vedeți ce atmosferă interesantă se creează. Mai vorbim după. Piesa se intitulează, prima pe care am pregătit-o este Can't Help Falling in Love. Ok. If I can't help.
like a river flow surely to the sea. Darling, so is gone. Some things are meant to be. Take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Cu mult drag! Și acum să vă spun ce mi-imaginam eu. Ninge afară, sunt într-un bar dintre ăla frumos, cu lemn mult, aha, și servesc un păhărel de coniac dintre ăla foarte fin, de care nu mai am voie. Asta e, în fine. Foarte frumos. Bravo, Rareș, să-l ascultăm în continuare cu piesa intitulată Have Yourself a Merry Little Christmas. Doriți să mă ridic? Cum doriți. Dar cred că merge tot așa pe scaun. Perfect. Și picior peste picior? Cum vrei, cum vrei. Perfect. Ți-am zis, vreau să fiu o atmosferă caldă, o atmosferă ca acasă. Să ne simțim în familie aici. Bine. Mulțumesc frumos. Bravo, Rareș. Mulțumesc, domn profesor. Cu mult drag. Și acum urmează Beatrix,
care ne va interpreta piesa Angels, adică este piesa Îngerina noastre plaiuri în limba română tradusă, la noi la catolici este foarte cunoscută, și apoi va interpreta piesa Santa Baby. O secundă. Imediat, nu ne grăbim. Deci să ascultăm Angels We Have Heard on High. Ok. Angels we have heard on high, sweetly singing over plains and the mountains in reply, echoing the joyous strains. Pentru acompaniament. Mulțumesc. Și uite așa, corul bisericii noastre a găsit o solistă. Te invităm în fiecare duminică dimineață de la 8:30 la liturghie, de la 8:30 până la 9:30. Avem nevoie de solistă, știi? Cu mare plăcere. Și de voci frumoase în cor. Bravo! Cu mare plăcere! Mulțumesc! Acum schimbăm un pic ritmul. Un pic mai mult. Santa baby, sleep a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight.
Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one thing I really do need, the deed to a bloody moon mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Woo! Santa cutie, and I feel my stacking with a duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight. Mulțumesc! Sărbători fericite! Are și calități actoricești extraordinare. Bravo, bravo, Beatrix! Doamnelor și domnilor, să ascultăm din nou pe Timea Copandi interpretându-ne cântecul Walking in the Air. Am pronunțat corect? Da, asta spune foarte bine. We're walking in the air. We're flirting in the moonlit sky. The people far below are sleeping as we fly. I'm holding very tight.
swooping low on an ocean deep, a rising of a mighty monster from his sleep. We're walking in the air, we're floating in the midnight sky, and everyone who sees us greets us as we fly. Bravo, Timea. Acum, ca să nu pierd momentul, Timea și-a dorit foarte mult să mai cânte o piesă în seara asta, dar totuși a avut mari emoții. Am înțeles, o dată viitoare, cred că o să o cânte sigur. Ce piesă credeți că își dorea și își dorește foarte, foarte mult să cânte? Copacul, pe care o cânta Aurelian Andreescu, piesa aceea celebră. No. Asta este preferata ei, dar astăzi n-a avut îndrăzneala să o cânte, n-a vrut să... a zis că mai are de studiat. Dar asta ar fi piesa ei de suflet. Bravo, Timea! Mulțumesc! Și acum, Maia Garștea Tatiana Vengorț. Va interpreta piesa It's Beginning to Look a Lot Like a Christmas. Ceva în genul. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lens aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store, but the prettiest sight to see is the holiday will be front door. A pair of popular boots and a pistol that you said wish you berry and band. Dodgy dog and a go for a walk is the hope of Janice and Jen. And mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in a grand hotel, one in the park as well. The star kinda doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that makes the ring is the character to sing right within your heart. And a pistol that you sister wish you berry and band. Don't say talk and a go for a walk, it's the hope of Jenny and Jen. And mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that make the ring is the character to sing right within your heart. Vreau să vă spun că e o piesă foarte grea pentru vârsta, e o piesă foarte dificilă.
A fost foarte, foarte greu, și eu am avut emoții și ea foarte mari, oare om fi în stare să o cântăm de Crăciun, oare nu? Și s-a mobilizat și spre surprinderea mea, mobilizându-se, a descoperit că poate utiliza foarte ușor cele două tipuri de voci. Vocea de cap cu vocea de piept. Ați văzut cum alterna vocea mai groasă cu vocea cea subțire. Acum a descoperit. Bravo, bravo, bravo! Nu ușor! Bravo! Și acum să ascultăm o piesă foarte frumoasă intitulată Merry Christmas. Everyone. Everyone. Yes. All night long, time for presents and exchanging kisses, time for singing Christmas songs. We're gonna have a party tonight. I'm gonna find that boy underneath the mistletoe. We'll kiss by candlelight. Room is sewing, records playing, all the old songs love to give. Oh, I wish that every day was Christmas. What a nice way to spend the year. Season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Oh, Merry Christmas, everyone. Acum o să vă rog să cântați cu mine. Snow is falling, snow is falling, all around me, all around me. Children playing, having fun, is the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Snow is falling, snow is falling, all around me, all around me. Children playing, having fun, is the season, love and understanding. Snow is falling, snow is falling, all around me, all around me. Children playing, having fun, is the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Oh, Merry Christmas. Nora Vlad, actrița operei Brașov. A, și dacă tot am pornit-o cu opera Brașov, avem și suflorul operei Brașov aici. Aida Dragomir, te rog, ridică-te să te cunoască. Bravo, bravo, Maia. Și acum să o ascultăm pe Andra, interpretând două piese foarte frumoase, Creep și You Are The Reason.
special, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. So I want you to know this, when I am not around, you're so very special. I wish I was special. Ideea, mai este o solistă a operei Brașov prezent aici. Simona Manole, cu care am prezentat ieri și alaltă în gala de Crăciun a operei. Revenind la Andra, la Rare, Știmea, Maia, Beatrix, eu în toamnă mă hotărâsem să renunț la canto, chiar am și, adică să mai fac cursuri de canto, am și anunțat o parte din copii că nu mai am timp, nu mai pot, programul de la opere e foarte încărcat, dar totuși Dumnezeu m-a inspirat să mai păstrez încă 3 copii din cei 7 care îi aveam. Acum vreau să crez din nou numărul, sincer, ascultându-i. Mă pasionează foarte mult chestia asta, deci canto. Și vă spun, când auzi asemenea voci, n-ai cum să te lași să nu fii profesor de canto. E o, cum să zic, o plăcere pentru mine să am asemenea elevi și le mulțumesc foarte mult și lor și părinților care îi sprijină întotdeauna. Vă mulțumesc! Așa că îmi fac și reclamă acum. Cine vrea să mai facă cursuri de canto, cu mult drag, lista este deschisă din ianuarie. În 13 ianuarie începem din nou activitatea. Până atunci avem vacanță. Doamnelor și domnilor, să o ascultăm în continuare pe Andra cântând ultima ei piesă intitulată You Are The Reason.
A venit tatăl ei să-mi spună că Andra face și pian foarte bine. În această seară am înțeles că este și doamna ei profesoară de pian, prezent aici. Unde este să o cunoaștem? Și, într-adevăr, nu mă surprinde că doamna profesoară are lacrimi în ochi, pentru că, într-adevăr, cea mai mare mulțumire a unui profesor și cea mai mare satisfacție este atunci când elevii cântă superb, te mângâie, îți mângâie sufletul. Deci nu poate exista bucurie mai mare, credeți-mă. Am niște sărbători foarte fericite și ca să încheiem spectacolul nostru așa festiv, invit din nou corul Preasfânta Inima lui Iisus să ne cânte. Pentru că m-am interesat, am aflat cam ce cântă corul acum. Crâmpeie de lumină, cad lin peste stână, unde astăzi pruncul sfânt s-a născut. În palma divină, colinde și rugăciuni, îți aducem, Doamne, cu recunoștința, că vom fi mai buni. Sărbători fericite!
Mulțumim, mulțumim! Nora, Vlad. Mulțumim, Nora, ce surpriză minunată! Mulțumesc din suflet. Asta am și dorit, să fie o atmosferă caldă și plăcută, să ne simțim ca acasă aici. Dragii mei, unde mi-o fi diapazonul? Nu știu, nu mai contează, dau tonul după ureche. Nu. L-am găsit. Ce vreau să vă spun, înainte de a încheia spectacolul nostru, trebuie să mulțumesc cuiva în mod special. Asta am făcut la fiecare concert și consider că așa e normal. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că suntem împreună, pentru că suntem aici, pentru că ne-a dat atâtea daruri minunate și că ne înconjoară cu atât de multă iubire. Și pentru că săptămâna viitoare, miercuri, este Crăciunul, corul va cânta și chiar vă rog să cântați împreună cu ei O ce veste minunată. Pentru că, iată, vine Crăciunul. Thank you.
am uitat să mai mulțumesc cuiva, dumneavoastră, publicului nostru drag, ce public drag, prietenilor noștri dragi. Și vă așteptăm și la următoarele spectacole ale noastre. Vă mulțumesc din suflet și vă mulțumim cu toți. A, Crăciun fericit! Unde ești, Simona? Vino repede, vino Simona, că noi am repetat, am făcut ceva ieri împreună și... cum am făcut ieri. Deci corul Bisericii Preasfânta Inima lui Iisus și clasa de canto a lui Laurent Cristian vă urează Crăciun fericit și la mulți